Bună ziua, dragi șoferi, și bine v-am regăsit la canalul nostru Șoferul. Astăzi avem un invitat pe domnul Claudiu. Salut, Claudiu, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Plăcere oricând. Dânsul deține, după cum vedeți, un Chrysler Royal din 1939. Bun. Claudiu, spune-ne, te rog, cum ai achiziționat mașina asta? Spune-ne povestea ei, dacă are o poveste în spate. Are o poveste. Mă bucur. Așa, cu ce să încep, ce să zic? Cum ai achiziționat mașina? Cum ai găsit-o? Cum ai adus-o în țară? Că bănesc că e importată mașina din Statele Unite, nu? Toate au pornit de la o fotografie. De la o simplă fotografie? De la o simplă fotografie. Cu cumnatul străbunicului meu. Da. Care a fost șofer în perioada interbelică în Constanța. Interesant. Da, a fost șofer la Ministerul de Interne, dacă nu mă înșel. Și au avut mai multe mașini. El a, în proprietatea lui, a avut un Buick din 38 și două Opel Capitan din 39. Pe lângă acestea a condus și un Chrysler Royal cu numărul 65 CTA, care este și pe mașină. Da. Da. A, și ai pus numărul ăsta la genul. Da, am pus în memoria acelei mașini, nu în memoria lui. Frumos, da. Frumos. Da, fotografia încă există, este în colecție la Cipăș Florin. Da. Dar nu am, din păcate. Cu altă ocazie facem o poză ca idee, tot așa stă lângă mașină și se vede. Foarte interesant. Da. Bun, deci ai văzut poza pe internet, pe un site de anunțuri, bănesc. Da, eu am, poza am de vreo, poza era de vreo 10 ani și am tot zis să-mi iau o mașină, să fac așa, așa, și la un moment dat am avut un Dodge din 37 și m-am chinuit, frate, cu restaurarea la mașină, a fost criminală, mașina cumpărată din România, cu motor de Volga, cu... Deci o nenorocire de mașină, mai pe românește. Checi, deci a circulat până în 80, deci praf și pulbere, eu am luat-o, aveam... 19 ani când am luat, deci am zis, ce gata, o fac. De 37, 1937, exact asta, caroseria aproape identică, numai că farurile erau aici, în lateral. Uh-huh. În fine, m-am supărat foarte tare, am vândut-o, am scăpat de ea și într-o seară zic, gata, frate, ia să văd să-mi iau mașină. Și am intrat pe eBay Motors, am căutat acolo un alt, dar când apare asta. Zic, ia uite, bă, frumos, Chrysler Royal 39, exact ce-mi doream, n-avea licitații. Da, ei o puseseră de la, nu știu, erau de la vreo 1000 de dolari și n-avea licitație. Zic, hai bă, să citești. Zic, am licitat, mai m-a bătut cu încă unul. Licitația a durat vreo 7 zile, dar între timp avea și numărul proprietarului și l-am sunat pe proprietar. Am vorbit cu el ca să aflu că nu era el proprietar, era nepotul unei doamne de 93 de ani, care soțul doamnei fusese proprietarul acestei mașini. O cumpărați de nou, practic? Nu, a fost al treilea proprietar. A, al treilea proprietar. Al treilea proprietar a fost. O luase de prin 90 și ceva. Fine, am greșit-o, cum se vede, am greșit de ea. I-am explicat la doamnă, te-s pasionat, de ce vreau să o cumpăr, care-i treaba cu ea. Și după aceea am tot deșteam, l-am bătut cu cineva și la... am câștigat la 14.000 de dolari. Pe eBay. 14.000 de dolari? Da. Extra. 14.000 de dolari am dat pe ea. Și cum a fost cu transportul lor? Că multă lume se fere să aducă mașini în America, că exact cum ai spus, da. Nu le vezi live, le asta, e frică da, să nu ia țeapă cu banii. E greu cu, asta, e greu cu importul, da, cu acte, mă, greu nu e, cu actele nu sunt grele cu transportul, doar că nu le sunt vezi. Sunt oameni care se ocupă cu asta, nu? Da, 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 o să, e, problema e că nu le vezi. Eu am mers pe încredere, dacă da. Și așa nu, na, cum, mă duceam, luam bilet să văd o mașină și dacă nu-mi plăcea. Am văzut-o în poze, mi-a plăcut, am zis, frate, ce-o fi, o fi, ea mi-a zis că merge, că a fost îngrijită, am zis, bă, mașina, așa ai cumpărat un star, așa am cumpărat-o, nu i-am făcut nimic. Am înțeles. Deci mașina n-are nimic făcut, da, sau, a, un singur lucru, are carburatorul schimbat. Deci a venit cu carburatorul ei și a aruncat benzină, nu era bun, a mai luat un carburator din state și din două... De mașină cu carburație, motor de 4, nu? 4 și, da, 4 litri... 6 litri. 6 litri este, da. 6 litri. Undeva la 100 de cai. La 100 de cai, nu? Da, e slăbuță, da, merge. Da. Și o să se ține bine. Tracțiunea cum este? Pe puntea? Punte spate. Punte spate, tracțiune, da. Majoritatea au punte spate. Are 3 viteze. Sincronizată cutia, nu? Da, sincronizată. Da. E o mașină simpluță, nu pot să e foarte bine. Cum este cu întreținerea? Le-a găsit și piese ușor la noi? Sau tot din America? Nu, aici în Europa n-am găsit, sincer, n-am căutat. Și nici n-am cumpărat cine știe ce piese. Mi-a trimis doamna asta de la care am cumpărat, mi-a trimis două elementane cu piese. Nu. Adică eu în state, zic, în România zic că nu găsești piese, e greu. Da, găsești în Statele Unite, de pe eBay, de pe orice site care îl caut, sunt făcute, sunt și ori. Sunt și originale, dar sunt și făcute acum. Da, pe lângă geamantanele de piese, mi-a dat și o grămadă de acte. Și ăsta, nepotul ei mi-a zis că ăsta e hârtie originală cu care au cumpărat mașina. Au găsit-o la arhivă în Statele Unite.
Deci mașina a fost cumpărată pe 17 martie 1939. Deci, așa, ca idee. Când anul în care a apărut ea. Da, da. A cumpărat-o, da. Da, și ăsta a fost primul proprietar. Deci ăsta e actul original, luat de la arhive din state, nu știu mai exact. Da, unde, da, da, mi l-a dat și pe ăsta așa ca idee, dacă vreau să aflu istoria mașinii. Interesantă tare asta. Da. Asta trebuie să o păstrați, că dacă vindeți mașina, are, se pune acolo un pus. Da, da, da. Sper să nu avem. Cum e să conduci astfel de mașină în România? Adică e cu trafic, mă refer, e greu? E... Păi nu e greu deloc, numai că șoferii noștri nu sunt civilizați. Da. Da, și n-ai... O conduce, nu se conduce foarte greu. Se conduce foarte ușor, n-ai nicio treabă, dar nu te lasă să te bagi, să stai fața, te claxonează, te înjură. Adică, na, chestii frumoase. Sunt și oameni care te apreciază. N-am de ce să zic, că sunt oameni care trec, că te apreciază, te claxonează, zic bravo. Da, sunt și... Cum e? Bănuiesc că în oglindă nu se vede nimic, nu? În oglindă asta nu, absolut nimic. La? Deci asta e doar, nu știu, deci a pus-o, ea n-a venit, original a venit fără oglinzi. Da, astea sunt puse de, a venit fără oglinzi. Da, puse de moșulică asta la fel în lotă. Da. Dar aia nu știu de ce a pus-o, sincer că nu se vede nimic. Cred că doar stătea doamna lui în dreapta, nu, stătea doamna lui în dreapta și zicea, bă, vezi că vine o mașină sau altceva. Și dacă vrei de exemplu să faci undeva, cum dacă vreau să fac ceva, mă întorc așa și... Da. Da, e mai complicat, n-a avut semnalizări. Astea sunt puse de mine, ulterior, că Rarul din Constanța n-a vrut să-mi dea. Da, da, știu eu asta. Așa. Am făcut și o mașină material noi. Da. Trebuie să pune centuri, la fel, ca să trec de la... Da, centuri nu mi-a cerut. Centuri nu, dar mi-a zis că n-am semnalizări. Mașina e fără centuri? Da. Am înțeles, ulterior, tipul ăsta e cel centuri. În fine, Rarul în București merge și fără centuri, că ea original n-a avut. Dar Rarul din Constanța mi-a zis că sunt potențial pericol pe șosea. Potențial pericol? Da. Deci potențial. Da. Da, și i-am pus și semnalizări, i-am pus și mi-au cerut. Am observat că cauciucul este modelul acela cu dunga, da, albă, nu? Da. Se fac greu rost de astfel de cauciucul, nu? Păi, sincer, nu știu, așa a venit, dar mă cred. Nu cred că se face. Se mai fabrică oare modelul ăsta? Sunt sigur. Da? Deci fapt, stai că americanele... Eu sunt sigur că vin la americane. Eu acum am zis că mai am Peugeot în 24 și am comandat cauciucuri pentru Peugeot la se fabrică decât în Marea Britanie. Da, deci domnul Claudiu mai are un Peugeot, un 5 CV, nu? Nu știu, nu. Un Peugeot Quadrilete. Quadrilete? 1926. Seamănă puțin, da, cu 5 seamănă, pic, da, care se din lemn. Da, care o să, da, din care este la refăcut. Da. Și... dacă am găsit la el cauciucuri, la asta nici nu fac griji. Da, oricum, americanii sunt cei mai... Da. Cred că orice piesă găsești la ei. Da. Absolut orice piesă. Absolut orice piesă. Au stocuri foarte mari de piese. Și se fabrică. Încă găsești originale din perioada aia nefolosite. În fine, alea sunt un pic mai scumpe, mai recuperate, dar na, ca idee, cum să le pui tot pe alea dacă... Interiorul am văzut că este foarte de lux pentru vremea aia, nu? Da. Are uși. Da. Care se schimbă, vezi cum e, un suicide. Suicide, da. Uși și nucigașe. Da. Nu așa sună. Așa. Radio este pe tuburi, nu? Pe tuburi, da. Și trebuie să se încălzească înainte. Da, trebuie să se încălzească, dar se încălzește rapid. În câteva secunde se încălzește și prinde 2-3 posturi. Da. Nu-i restaurat, nu merge aia. Deci, practic, grila dai drumul, da, și pe dai se încălzește, nu s-au de nimic. Nu s-au de nimic, dar s-au de un ceva de genul. Și pe aceea, dacă nimeni merge un program, nu-i restaurat. Nu, eu nu cred că merge la parametri, dar merge. Am înțeles, totul funcționează de altfel. Da. Din ultima oară, din câte știam eu, da. Dar ai surprize tot timpul și când ți-a lumea mai dragă, te lasă câte ceva, da. Poți să intri și anul ăsta la restaurare completă, deci... Pe mai are nevoie? Da. Deci tot. O să fie demontată, asamblată, repusită, da, recromată. De asta știți mai bine. Aici, ales minore. Da, da. Oricum ăsta îmi place că este foarte... Este exact cum aștept, practic. Nu are un pic de rugină. Da, da, da. Sunt ok. Trei curățate, aranjat. A avut. Dar o să intre la restaurare complet. Când vine pe jou, intre. Înțeles, restaurarea bănesc că nu faceți în Constanța, nu? Poftim? Restaurarea. Nu, la București. Unde am făcut și pe jos. Acolo o să fac tot. Da. Că trebuie, îmbătrânite și la motor sunt... E un pic ruginit, mai aruncă pompa de apă un pic, mai are probleme. Are mici dar probleme, vreau, da. Și să motorul să fie desfăcut, să vedem exact. Mașina este atestată istorică în România. Da, da, da. Este... Membre retromobil. Membre retromobil, nu? Da. Da, e vehicul istoric. Altfel mă ruinau cu... Cu impozitul. Da, am plătit pe o lună. Asta este marea problemă. Da, păi și când intri în România cu noua test, trebuie să plătești impozit. Am plătit pe o lună vreo 7 milioane. Nu știu de ce, că așa au zis ei. Da, pentru că ai plătit și taxa care este din America.
Nu, nu am plătit, că ea a intrat în Bremerhaven, în Germania, a intrat în Europa și a fost 250 de euro pe vehicul istoric și a venit, mi-a verificat seria și a zis, gata, plecați, sunteți liberi. Am înțeles. Aici e periculos, aduci. Am înțeles. Să nu aduceți mașini americane în Constanța, în port. Vorbesc foarte scump. E foarte scump, da. E extraordinar, îți mai e o mașină. Știu, că ți-ai undeva la un preț de catalog mașină. Preț de catalog, la cilindre, la câte roți ai, câte pistoane, la orice. Da, 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 așa este. Da. Bun. Domnul Claudiu, să mergem să facem și o plimbare cu mașina. Mergem. Să vedem și noi cum merge mașina, da? Da. Și mai vorbim înăuntru. Da, da, cum spun. Bun, suntem în Chrysler Royale din 1939 cu Claudiu, proprietarul. Am condus și eu mai devreme mașina prin stațiunea Mamaia. Mașina se comportă destul de bine, practic se conduce ca o mașină destul de modernă. Doar la frân este puțin, frânează puțin mai greu, Claudiu, nu? Da, da, frânează da. Puțin mai greu. Puțin doar mai greu, da. Mașina este foarte, foarte lată și tot timpul ai impresia că ai tendința să mergi mai mult spre stânga. Asta e, practic, toată lumea care merge cu mașina asta, asta e defectul lor, nu? Trebuie să mergi tot timpul spre stânga, că nu vezi din cauza la... Da, ai impresia că ești un pic cam în dreapta, ce-i drept. Tot timpul te ghidezi după aripa din stânga. Da? Asta e... Că și eu tot timpul ai ieșeam da, puțin, da, da. Încercam să ies tot timpul, am crezut că n-am loc pe bandă. Oricum, da, mașina e destul de lată. Mașina e foarte lată. E lată, e lată și nu vezi aripa din dreapta și n-ai idee, nu da. Știi să... Și în oglinda asta, asta nu vezi nimic. Nu. No. Asta din dreapta de aici. Nu. No. Să vede în asta cât de cât da. Și în asta retrovizoare. Bun. După cum puteți să observați, cutia este la... La mână aici, la schimbătorul, volan. La volan, pe coloană. Practic cum vine? Întâia vine în jos, nu? Da, da, vine întâia, a da? Doua și a treia și mașalierul în sus. Mașalierul tragi și, și ridici în sus, nu? Da. Am înțeles. Trei trepte cutia, parcă trei am spus, trepte, da? Trei da. Ăsta este radioul de care vă vorbeam, pe tuburi, nu? Da, da, da. Deci practic îi dai drumul și se încălzește puțin, nu? Da? Acum Gina aștepta să încălzească, nu? Da. Ieri a mers. Da. Ia auzi. Avem un cap în pădure. Și... Foarte tare. Nu văd că se vadă. Ce? Hai să-i găsim. Nu merge asta și nu merge. E important de cum merge, funcționează. Prinde cum se aude. Prinde. Asta e bine, că merge. Merge, merge. Ce vreau să te întreb, că am observat aici. Ce este asta de aici, cutia asta? Aerotermă. Aerotermă, bagă călcărare. Deci aerotermă? Da, 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 aerotermă. Am înțeles. Ea nu are aer condiționat, mașina. Are, din păcate. Da? Am înțeles. Ar trebui, ups, ar trebui să-i pun, dar n-are. Claxonul este pe volan, nu? Da. Oho, s-aude destul de tare. Da, s-aude tare, așa mare. Pornirea am văzut că e la buton. Da, pornește la buton. Avem acolo în stânga un buton, da? Și aici, practic, avem... Brichetă, bricheta și... Asta e un fel de șoclu și în același timp e și... Și un fel de cruise control. Da, un fel de cruise control da. Mai vechi pentru autostradă. Mamă, pe timpurile alea existau da. Așa ceva. Și în partea asta alta ai decât faza lungă, faza scurtă și lumina de bord. Am înțeles. Ca noaptea, ca să-ți lumineze bordul. Da, da, da. Și aici e un mini torpedo, ca să zic așa, nu? Că vă găsești și încuie. Mașinii. S-a încuiat odată el. Îmi place foarte mult cum e tapizată mașina. Așa ai, tu așa ai luat-o, nu? Eu așa am luat-o, din ce am înțeles de la proprietar, plafonul ar fi original. Plafonul ar fi original, nu? Da. Am așa înțeles. Mi s-a spus. Bă, bănesc că și scaunele, nu? Nu, nu. Asta oricum stai foarte așa. Confortabil, sunt practic canapea, e o canapea. Da, e practic canapea, canapea originală, numai că a fost, din da. Câte am înțeles, a fost retapizat. E ciudat puțin să stai așa pe canapea, da, fără da, să fie da, da. Nimic e între. E pe arcuri, e... Da, da, da. E foarte confortabilă. Așa n-am mers eu la drum foarte chiar mașina am văzut că se simte, absoarbe gropi, șocuri, da, tot da, foarte, da. Foarte bine. E foarte confortabilă. Ea pe ce are suspensia? Pe... Pe spate pe... Arcuri lamelare, dacă lamelare, da? Și pe față sunt... Foi dark. Foi dark. Da. Foi dark. Da, pe față înseamnă că e puțin mai, da, mai da, tare. Da. Da. Asta am observat, că e... Da. Te miști imediat cu ea. Și absorbe orice groapă. Da. Imediat, nu... Bănesc că și balonul e ce...
dimensiune are cauciucul? Apar, nu știi, nu? Oricum... Întrebare de baraj. Da? Tot timpul la un interviu, tot timpul se numește o întrebare în care proprietarul să nu știe să răspundă. Asta aici bănuiesc că e pentru să răcească motorul, da, nu? Da, da, bagă aer. Aerisire mai bagă și pe aici. Mm-hmm. Că te coci. Neavând aer condiționat. Mașina am observat că atrage o grămadă de priviri în trafic și toată lumea ne face așa. Da, da, atrage, toată lumea se face, da? Te claxonează, te... Ăsta e un lucru bun. Da, sunt. Asta e măcar așa, bun. Sunt oamenii, da, mai, așa sunt oamenii, da, mai receptivi, mai veseli. Uite, când am mers cu mașini de acestea mai moderne, gen supercaruri, lumea e puțin rea. Da, încearcă să stai în fața. Și asta e la fel, depinde acum cum avem noroc. Nu te lasă. Da. Nu o să înțeleg niciodată mentalitatea. De obicei la clasice am văzut că sunt mai așa, mai vesel, mai când văd mașini clasice. Da, sunt un pic mai vesel, să uite, dar în principiu tot așa, nu știu de ce se comportă așa ciudat. Și cu asta îmi taie fața. Mi-a taie fața de un milion de ori, să bagă, te înjură, te... Că de ce nu semnalizezi, că de ce nu faci? Frate, fii tu un pic atent. Eu-s de vină că ea n-a avut semnalizări. E foarte nervoasă în ziua de azi. Mă uitam aici, tu ai, practic ăsta este un mile, nu? Arată, da, afișajul. Da, mile. Da? Și din coace am văzut gradele, nu? La care stă apa. Da. 160, 100. Da. Ce simplu erau. Da, da, e foarte, foarte ușor. Practic te ghidezi după dunga roșie, nu? După, da. Limba aceea roșie. Da, după dunga roșie, da. Da, da. Și arată temperatura la motor, uleiul, nu? Da, uleiul, ampermetri la baterie și câtă benzină mai are. Să vezi tot timpul cât încarcă, nu? Da, da, da. Ăsta e un lucru bun să vezi. Da, e pe 6V și dacă uiți ceva... Ai păstrat-o pe 6V? Da, și așa o să rămână, da. Că de obicei toți știi că le mută pe 12V sau le pun și aprindere electronică. Da, nu, eu nu-i pun nimic. Acum a fost de la mama ei, în fine. Foarte bine, are, da. Are semnalizările astea care nu sunt de la mama ei, dar... Te-a obligat rarul, exact ce vorbeam. Autoritatea română nu mă lasă, fără. Da, da, da. În oglinda asta am observat, nu prea se vede mare lucru. Te obișnuiești. În retrovizoare. Nici în ea. Cu timpul te obișnuiești, zic. Și o să vezi atât de mult. Și e puțin ciudat cu parbrizul ăsta despărțit la mijloc. Da, e primul model, dacă nu mă înșel. Da, că după aia l-au schimbat. Care au avut așa înainte, nu. 37-le, 38-le aveau ca la Ford. Ăsta e primul model când au băgat parbrizul ăsta. Și modelele mai noi n-a renunțat deloc la... Au renunțat, dar mai târziu. Da, uite așa am cu Volvo care a mers noi, dacă știi. Da. Am mers cu un Volvo 544. Așa. Era ediția puțin mai nouă în care la fel avea parbrizul cu totul, nu mai era despărțit. Modelul anterior era și el despărțit. Da, da, da. Da.